Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers astăzi împreună cu primarul comunei Jiana, Stelian Stăncioiu, pe șantierul de pe DJ562A la intersecția cu drumul județean 606, la punctul cunoscut drept Stejerică, unde lucrările la sensul giratoriu pe care Consiliul Județean Mehedinți l-a demarat după modernizarea drumului județean s-au realizat în proporție de peste 50%. Infrastructura rutieră a județului Mehedinți este la standarde europene și asta datorită implicării lui Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți. În aceste zile se lucrează la sensurile giratorii de pe drumul județean 562A, la Stejerică și Vânjuleț. Două sensuri giratorii de care chiar era nevoie aici. În primul rând mă refer la acest sens giratoriu aflat la intersecția a două drumuri județene foarte circulate. Unul din ele, cel care vine de la Gogoșu, traversează Jiana, Hotaran, Vânjul Mare, Bălăcița și ajunge la limita cu Doljul, reabilitat acum 6-7 ani de zile, la intersecție cu cel pe care l-am recepționat recent, drumul județean Rogova-Vânjuleș-Cioroboreni-Pătulele-Gruia. Iată că facem un sens girator în acest punct cunoscut de localnici sub denumirea de Stejerica. Va fluidiza traficul rutier pe de altă parte și în același timp, din punctul meu de vedere, cred că o să crească și siguranța traficului rutier, ținând cont de faptul că era o intersecție nesemaforizată, evident, fiind în câmp deschis și unde erau accidente destul de grave. De asemenea, tot pe același proiect, pe fonduri europene, facem și cel de-al doilea sens giratoriu în parcul din comuna Vânjuleț, acolo unde se intersectează drumul județean cu acel drum care pleacă către dealul Stârmina și zic eu că realizează o bună amenajare a zonei respective. Astăzi se toarnă stratul de asfalt în sensul giratoriu, se va monta parapet metalic, iar la final se va realiza iluminatul public. Primarul comunei Jiana este cunoscut drept un om implicat în comunitatea pe care o conduce, dorind să le ofere cele mai bune condiții de trai locuitorilor comunei sale. E o intersecție importantă și în același timp era foarte dificilă. Au fost foarte multe evenimente, îl așteptăm de mult, sensul giratoriu e foarte binevenit. Dacă o să avem și parapeți pe latura aceasta, cred că o să fie foarte bine pentru toată lumea și mai ales că o să fie și iluminat pe timp de noapte, e un lucru foarte bun. Este un lucru mare pentru că... Ne-a făcut de mult. Ce se întâmplă? Mă duc de mult la pescuit și erau numai găuri, numai vaie de mamă. Și accidente. Mai ales aici. Aceste sensuri giratorii sunt realizate din dorința creșterii gradului de siguranță rutieră în zonă, deoarece sunt intersecții importante la nivelul județului Mehedinți.